Salutare fraților, bine v-am găsit la seria de bike vloguri pe bicicletă. Uitați mâna și cu mâna care țin bicicleta. Nu ușați, nu ușați. Mă întreb spre un prieten care e tot român. Eu sunt în Germania. Nu mai sunt în România. Am început să fac vlogurile din nou. L-am mai postat de aproape 2 luni. Nu, stai. Ba de 2 luni l-am mai postat. Nu, de o lună și puțin. Și am zis să revin și să postez. Acum merg cu mâna stângă și cu camera. Vreau să zic camera. Dați voi un like pentru că am revenit pe YouTube. Mamă. Vine o mașină din spate, dar nu e nimica. Eu merg tot fără mâini, cu o mână țin telefonul și cu una filmez. Și că cu o mână țin... Așa, ați prins pe ideea. Că cu una o țin aici și cu una filmez. Țin telefonul. Am învățat să merg și eu cât de cât bine pe bicicletă fără mâini. Tot fără mâini merg. Cred că se observă. Se observă. Suntem într-o pădure. De pe aici, prin Germania. Bă, dar viteză mare a prins bicicleta asta. Și tot fără mâini am reușit să merg vreo 2 km. Mai avem vreo 1 km, 2 să mergem până la el. Până acum cred că am mers vreo 3-4 km. Și 2 din 3 cred că i-am mers fără mâini. Sau de nu 3. Sau 4. Nu știu, dar am mers o grămadă, frate. Tot fără mâini. Tot așa. Uitați mâna asta. Coarnele. Mama a dat într-un dâmb numărul 7. El stă la numărul 11. Eu sunt în... Stai mă, în ce oraș eram eu? Am uitat orașul în care sunt. În Friedrichshain sau ceva de genul. E grea limba, am învățat și eu o grămadă din ea de când am venit. Și da, m-am pus cu burta pe carte. Am învățat alea de bază. Tot fără o mână, fără mâini. L-am învățat pe alea de bază. Am învățat mult de când am venit. Ia, partea asta. Uite așa. Mă doare ca în curul. Așa că revenim pe la el, pe acasă, vedem noi și revenim.